mașină sau un rol mult mai important care ajută. Și era confirmat și încheiat de cipe la pensionarea să fericit. Dar nu numai de el, și ce există deja și ce nu numai. Și feie banii și am făcut un greu de atâria. Și sunt sigur că și cei care o să joace acum. Acum suntem în fost câțiva jucătorii care sunt cu galbenele, o să facă față de fapt. Noi avem 20 de titulari, să vreau să zic așa. Așteptăm următoarea de meciuri și să confirmăm bunele rezultate și bunele rezultate. Deja primul acolo de... e destul de greu. Vedeți că Timișoara nu va fi la final. Da, pe la final, cu 10 ani în Miroru. Nu este niciun meci ușor. Astăzi, pe seară, echipă bună. Ieșiți acolo urmei ca să... ca să pun să zic. De Reșița, mai bine două, trei puncte decât făceam două egale. Pentru că la mașină, asta nu meritam să pierdă. Dar zic, asta n-am fost mai bun ca părerea. Ciprian, la prima atingere de balon, putem să spunem așa, e și marca. Părintea, primul meci acasă, primul meci oficial, de primul tricou, galben albastru, ai și Reșița. Da, sunt bucuros și în același timp fericit că am câștigat în primul rând. Nu e doar meritul meu, ci am întregului colectiv, vorbesc aici și de staff tehnic. De când am venit la echipă, am spus că formăm un grup unit și o ambianță plăcută în cadrul grupului și a echipei. Mă bucur că am câștigat, mă bucur că pentru primul meci am ieșit victorios în fața propriilor suporteri. Sper să o ținem tot așa, iar pe viitor să acolo luăm cât mai multe puncte și să ne situăm pe un loc cât mai sus în clasament. Vis-a-vis de joc, un meci disputat, cum a zis și domnul profesor, în care noi, zic eu că l-am dominat de la un capăt la celălalt. Da, a fost echipa de pe locul 2, dar vedeți și dumneavoastră că, cum am mai spus, suntem o echipă foarte bună, cu jucători uniți și asta se vede și pe teren. Ce se întâmplă cu vincere, două, e așa de tare metal. Foarte suntem că, ca să susțin și pe Ciprian, nu, până la mai vedeți, tot timpul locul din clasament, e, să zic așa, din punctul de vedere, a confirmat gol, a confirmat chiar astăzi doi, așa că, cum zice și eu sper, de la capăt dată să urcăm în clasament, ca să avem puncte și să ne situăm. E destul de gravă centrarea lui Mărșan? Nu. Eram, se va îmblă că vreo 50 de coci. Era 8. Era acum are 5 de 8. E ceva, nu zic, e ceva normal, dar se întâmplă din păcate. Aia da, cu capul și la ultima fază. Și, da. E vorba și de... O Crista se plângea de Crenar Junior. Noi, cadeții... Am lăsat, ai un jucă. Toloi, chiar stăm foarte bine. Și la cadet, și la junior, și la echipa a doua, și la junior A. Și de punctul ăsta de vedere, cred că suntem asigurați pentru viitor apropiat. Marcuș, aș vrea și pe el să intre... Adi a început antrenamentele, pe care m-am bucur foarte mult. Remenul a confirmat că nu este chiar așa de grav cum am crezut pe noi. Deci, așteptăm și pe el să chiar cu lucrul acesta. Iar și tu de supărat cu jocul când ai ieșit. Da, supărat că am făcut schimbare în spectrul ăla, dar fii supărat de parte și creștină pe timpul acesta. O să rezolv eu. O primă repriză destul de bună. Da, am așa considerat că... Mă scuzați un pic, intervin, dar fiecare jucător își dorește să joace, să nu fie schimbat. Și e normal să fii supărat. Mai de supărare, când ai jucat titulară. Exact. O rezolv și cu Bujo și cu ceilalți care sunt supărat. De fapt, oricine își dorește, sau fiecare își dorește să joace cât mai mult și cât mai bine în același timp. Mi-a plăcut astăzi Olicaș. Și în defensivă, și la mijloc. Toți. Bătaios. Toți au lucrat bine. Nu zic că la defecție, dar toți au lucrat bine. În lume, mai bărat, cu echipă, nu trebuie cu greu. Au arătat ca o valoare. Trebuie Olimpia, intră în play-off. Pe sunt. Există? Ok. Există cumva și ideea, la nivelul conducerii clubului și respectiv, de a ataca locul de performare? Ce să facem? Locul de performare.
de asta. Așa. Nu se pune de aici. Nu chiar așa. De conducere, cum vrei să întrebați? Eu sunt mai realist, poate, ca ei. Una prime peste. Poftiți? Una prime peste. A, exact. Trebuie să confirmăm, trebuie să fiecare mergi să vedem pe data asta, luna punctă. Să arătăm că nu suntem în urmă cu 6. Prima dată spun ce vedeam pe data, dacă nu vedeam puncte. Da, a fost un lucru. Da, mulți ani, domnișoare, domnilor, mamelor. Să știi ce am zis pe data, de etapa vitale. Uite, te știi, un lucraș. Un lucraș? Dulce. Da, pe data, sunt care jucător care să facă ceea ce și mai bine. Să fie succes. Să vin, 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 să vin,